Maternitatea Buzău a raportat 3 nașteri în prima zi de Crăciun, 2 fetițe și un băiețel și alte 4 nașteri în cea de-a doua zi de Crăciun, când au venit pe lume 2 fetițe și 2 băieței. Ceea ce a adus o mare bucurie în aceste 2 zile de Crăciun au fost cele 7 nașteri înregistrate la Maternitatea Buzău. Dintre cei 7 bebeluși aduși parcă de Moș Crăciun la maternitatea din Buzău, băieței s-au născut spontan, iar fetițele au fost aduse pe lume prin operație de cezariană. În prima zi de Crăciun, la maternitatea Buzău, au avut loc 3 nașteri, 2 nașteri prin cezariană, 2 fetițe și o naștere spontană, un băiețel. A doua zi de Crăciun, la maternitatea Buzău, s-au înregistrat 4 nașteri, 2 nașteri prin cezariană, 2 fetițe și 2 nașteri spontane, 2 băieței. Toți copilașii sunt perfect sănătoși. Familiile copiilor născuți de Crăciun cred că bebelușii vor avea mai mult noroc în viață pentru că s-au născut într-o zi sfântă.